Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bucium în ședință ordinară. Primarul Comunei Bucium, județul Bacău. În temeiul discuției articolul 39, alineatul 1, articolul 68, alineatul 1 și articolul 115, alineatul 1, litera A, din legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare. Dispune. Articolul 1, alineatul 1. Se convocă Consiliul Local Bucium în ședință ordinară în data de 31 august 2016, ore 12, la sediul primăriei Comunei Bucium. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, inițiator primarul Comunii. 2. Proiectul de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a cedulei 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, inițiator primarul Comunii. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare depozitare a deșeurilor la celula 2 a depozitului conform de deșeuri Bacău, realizată prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău, inițiator primarul Comunii. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Bărcescu, inițiator primarul Comunii. 5. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului UAP Comunei Bucium în adunarea generală a acționarilor din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, inițiator primarul Comunei. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adică inițiatorul primarul Comunei. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii de funcții publice pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium, inițiator primarul Comunei. 8 diverse. Domnule președinte, domnul primar, se supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Se supune la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Atunci dau cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul 1 din proiectul de hotărâre. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. În contextul integrării României în Uniunea Europeană și a accesării fondurilor structurale pe care Uniunea le poate oferi ca o necesitate rezultând din tendințele contemporane de dezvoltare, reglementate sau în curs de reglementare, la nivelul european, național, regional și județean, s-a configurat necesitatea dezvoltării în parteneriat a județului Bacău prin înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Astfel, prin înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, ADIS a avut în scop înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării sau dezvoltării, după caz, a sistemului de utilități publice aferente serviciul de salubrizare a localităților pe raza strategiei de dezvoltare a acestuia, respectiv Master Planului, sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bacău. Prin adresa asociației numărul 3468 din 12.08.2016 se solicită efectuarea unor modificări la statutul acesteia care se ducă la corelarea statutului cu prevederile legale în vigoare, precum și flexibilizarea funcționării structurilor asociate în sensul clarificării atribuțiilor Consiliului Director. Actele constitutive ale asociației au fost îndocumentate în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului numărul 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv cadru și a statutului cadru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ca obiect de activitate serviciul de utilități publice. Acest act normativ a fost modificat prin hotărârea Guvernului numărul 742/2014 privind modificarea anexelor numărul 2 și 4 la hotărârea Guvernului numărul 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru și a statutului cadru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice. Ca urmare, modificările aduse la actul normativ mai sus precizat, hotărârile care privesc aprobarea primirii de noi membri în asociație, precum și a retragerii și excluderii unor membri din asociație, aprobarea cotizației anuale, aprobarea strategiei de dezvoltare a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului elaborate și prezentate de Consiliul Director al Asociației.
Aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arei a serviciilor prevăzute în contractul de delegare. Aprobarea stabilirii ajustării și modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic. Aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului serviciului consolidat și armonizat pentru întreaga area serviciilor elaborate și prezentate de Consiliul Director. Se iau în prezența două treimi din numărul asociațiilor și cu majoritatea voturilor asociațiilor prezenți. Dacă la prima convocare cornul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile, calendaristice, de la data stabilită pentru prima convocare. Iar la a doua convocare, adunarea generală este valabilă întrunită, indiferent de numărul de membri prezenți, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociațiilor prezenți. De asemenea, adoptarea hotărârii privind dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare, se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor asociațiilor, formuri și cu majoritate obligatorie la orice convocare. Totodată, una din modificările prevede că, în situația în care reprezentatul una dintre asociații nu poate participa la ședința unei adunări generale, asociație la care a fost convocat, acesta poate fi în loc de un alt reprezentant al unității administrative teritoriale, împotenințat în acest scop, dintre participanțe prin hotărârea autorității deliberative a unității administrative teritoriale asociate. În proiectul de hotărâre anexat există și o serie de modificări ale statutului care privesc funcționarea structurilor asociației prin precizarea extinsă a unor atribuții ale Consiliului Director în privința politicii de personal, modificarea articolului 23 alineatul 2 litera D, precum și adăugarea unei atribuții privind întocmirea organigramei, statutul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare a personalului asociației, precum și supunerea acestor spre aprobare de adunări generale. Față de cele anterior menționate, supun spre adoptare hotărârea privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. Domnule președinte, mulțumesc, domnule președinte. Fac cuvântul domnului Dovadă. În urma analizării proiectului de hotărâre inițiat de către domnul primar, membrii Comisiei Tehnice au aprobat în unanimitate conținutul acestui. Dacă cineva se scrie la cuvânt, va de ceva de spus. Dacă nu, spun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Dau cuvântul domnului primar să ne expună punctul numărul 2. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune activității de administrare a celulei 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Consiliul Județean Bacău implementează la această dată proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, finanțat din fonduri OSMEDIU, conform contractului de finanțare numărul 131.826.11.04.2011, încheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor și care are de dată de finalizare 30 iunie 2016. Unul dintre obiectivele proiectului este delegarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale la nivelul județean, procedură demarată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău în iulie 2014 și care se află în stadiu de evaluare a ofertelor. Instalațiile care fac obiectul acestei proceduri sunt celula 2 a depozitului conform de deșeuri Nicolae Bălcescu, stația de sortare Onești, stația de compostare Onești, stația de transfer Berești la Slău, stația de transfer Găiceana și stația de sortare Onești. Procedura de achiziție publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor anterior precizate a fost contestată de CNSC și ulterior la Curtea de Apel Bacău, fiind necesară reevaluarea ofertelor de valoare ofertă de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Acesta duce la imposibilitatea estimării date la care operatorul desemnat prin procedură de achiziție publică își va începe activitatea, existând riscul ca la momentul închiderii celulei 1, întreg județul să se afle în imposibilitatea de a avea operațional un depozit conform de deșeuri municipal, deșeuri provenite din gospodării și locuințe. În ciuda faptului că celula 2 a depozitului este finalizată și ca investiție și așteaptă să fie operată. La această dată, toate deșeurile din județ sunt depozitate la celula 1, depozitului conform al cărei capacitate de este de 85.000 de metri cubi, este în curs de epuizare, celula fiind construită din fonduri ISPA și operată de către municipiul Bacău, în condițiile în care procedura de achiziție pentru desemnarea operatorului demarată de către municipiul în iulie 2011,
au fost în ani în șir contestate. Conform adresei numărul 43.493 din 6.11.2015, Primăria Municipiului Bacău aduce la conștiință că durata de timp până la epuizarea de plin a capacității de depozitare din celula 1 este de 5-7 luni de la data adresei, adresa fiind dată din 0.11.2015. La momentul umplerii celulei 1 a depozitului de deșeuri conform documentului de depoziție, privind modul de implementare a proiectului, sistemul integrat de management al deșeurilor solide, aprobat de către toate unitățile administrative teritoriale din județul Bacă, din județ, și ulterior în Naga, ADIS, deșeurile colectate de pe teritoriul județului Bacău trebuie depozitate în celula 2 a depozitului conform, construită de către Consiliul Județean în cadrul proiectului anterior menționat. Subliniem faptul că unicul depozit de conform de deșeuri municipale de pe teritoriul județului Bacău este cel de la Nicolae Bălcescu și, prin urmare, după epuizarea celulei 1, singura locație din județ destinată depozitării deșeurilor municipale este celula 2. Județele vecinate au de asemenea în implementare proiecte cu finanțare post-mediu, fiind astfel exclusă posibilitatea transportului și depozitării deșeurilor municipale rezultate de teritoriul județului Bacău la depozitări aflate pe teritoriul acestora. În același timp, o astfel de variantă s-ar concretiza în costul de transport și inclusiv de depozitare exagerat de mare, traduse într-o taxă de salubrizare cu mult mai mare decât cea practicată la ora actuală și care a fost de fundamentată în cadrul aplicației de finanțare post-mediu și aprobată de către unitățile administrative teritoriale conform legislației în domeniu. Cu privire la situația de masiv, Ministerul Fondurilor Europene aduce la cunoștință că în situația neîndeplinirii condițiilor stabilite la acordarea finanțării, mai exact în cazul în care sistemul integrat al deșeurilor nu este funcțional la data de 30.06.2016, există posibilitatea ca proiectul să devină în întregime neeligibil. Pentru rezolvarea situației mai sus prezentate, având în vedere obligațiile asumate prin documentul de poziție, privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 212 din 22.12.2010, modificată și completată prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 193 din 20.12.2013, prevederile legii numărul 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificări și completări ulterioare, precum și ale legii numărul 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, soluția identificată este gestiunea temporară a activității de depozitare a deșeurilor la celula 2, a depozitului conform de deșeuri de către un operator județean, înființat de către județul Bacău și aflat în subordinea Consiliului Județean Bacău. Până la încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului către un operator autorizat desemnat prin procedură de achiziție publică de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Operatorul județean precizat mai sus va fi înființat ca serviciu public județean cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Bacău și va desfășura următoarele activități. Administrarea depozitului județean de deșeuri nepericuloase Nicolae Bălcescu, strictă activitate de depozitare, controlată de deșeuri municipale și sau similare în celula 2, începând cu data epuizării celulei 1. Nu va face obiectul acestui serviciu administrarea stației de sortare și a stației de compostare. Având în vedere cele mai sus precizate, supun spre adoptare proiectul de hotărâre prin stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celulei 2 în cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Aici e vorba de groapa de gunoi de la Bacău, de care aparține primăriei Bacău. Se epuizează timpul, s-a umplut și aia de la Nicolae Bălcescu până la ora actuală, toți care au venit la licitații, au făcut vreunul contestație și se amână. Până la amânarea, Consiliul Județean Bacău i-a obligat și să ducă la, să poată să ducă, ducă deșeurile acolo. Până se termină litigiul între care fac contestații. Domnule președinte, mulțumesc, domnule primar. Ca să înțelegeți ce-i rolul. Dau cuvântul domnului Tudor. De ce a Consiliul Județean în primul rând? Așa cum a spus și domnul primar, până la câștigarea licitației de către un operator, cineva va trebui să gestioneze gunoiul care se duce la celula 2. Sunt milioane de tone. Milioane de tone. Ați văzut la Bacău, am făcut în celula 1, 885 de tone și este aproape gata.
Celula 1 a fost la primăriei Bacău, a fost gestionată de primăria Bacău, luna în cap acolo și noi nu putem să-l ducem nici la vecini, nici la altă parte, ci decât numai în cadrul județului nostru. Așa prevede legea. Noi fiind membru ADIS, orice hotărâre luată de către ADIS va trebui să aibă și hotărârea noastră a posibil local. În consecință, Comisia este de acord și dă aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. Dacă cineva vrea să ia cuvântul, deputat de hotărâre. Dacă nu, se pune la vot. Cine este pentru? Dau cuvântul ordinar pentru a expune punctul numărul 3, pe ordinea de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare și depozitare a deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizată prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău. Unul dintre obiectivele de importanță majoră realizate în cadrul proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor solide în județul Bacău îl constituie celula 2 a depozitului de deșeuri nepericuloase Bacău. Înființarea de către Consiliul Județean Bacău în baza hotărârii numărul 55 din 1804-2016 a Serviciului Public de Administrare și a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău s-a impus din necesitatea găsirii unei soluții urgente, temporare și alternative pentru operarea celulei 2 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău până la desemnarea unui operator în urma derulării procedurii de licitație de reglare prin concesionarea serviciului de operare a instalațiilor realizate în cadrul proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău de către Asociația de Dezvoltare Comunitară pentru Salubrizare Bacău. Autoritățile administrației publice locale au în condiții lege competența exclusivă în aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare al localităților. În conformitate cu prevederile articolului 8, alineatul 3, litera J din legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice numărul 51/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea competențelor și atribuțiilor care le revin în sfera de utilități publice, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu stabilirea, ajustarea, modificarea și aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor speciale cu respectarea normelor metodologice elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente. Referitor la modul de realizare fundamentare, stabilire, ajustare și modificare a prețurilor și tarifelor pentru plata de utilități publice, articolul 43 alineatul 4 din legea numărul 51/2006 stipulează că stabilirea, ajustare și modificarea prețurilor și tarifelor de utilități publice se face cu respectarea metodologiilor din calculul elaborate de autoritățile de reglementare competente. Tariful pentru activitatea de eliminare, depozitarea deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău se calculează cu respectarea cerințelor și criteriilor prevăzute în ordinul numărul 109/2007 emis de anul 2010 privind aprobarea normelor metodologice și stabilire, ajutare sau modificarea tarifelor pentru activitățile specifice, serviciul de salubrizare a localităților, în vederea realizării de către Serviciul Public de Alimentare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor Județul Bacău, a activității de operare temporară a depozitului. Astfel cum rezultă din fișa de fundamentare anexă la proiectul de hotărâre, valoarea tarifelor pentru activitate de eliminare, depozitare a deșeurilor la celula 2, a depozitului județean de deșeuri conform Bacău este 53,63 lei tonă fără TVA, această sumă rezultând din următoarele tipuri de cheltuieli. Cheltuielile pentru combustibilul utilizat se stabilesc în funcție de tipul mașinii folosite, de consumul de combustibil, de cantitatea de deșeuri programată anual. B. Cheltuielile cu energia electrică tehnologică programată anual se stabilesc în funcție de energia consumată de motoarele puse în funcțiune la nivelul unei zile înmulțit cu cantitatea programată anual și cu prețul de achiziție al energiei electrice în vigoare. C. Cheltuielile cu amortizarea în suma de 2.150.000 de 1.413.000 lei pe an s-a stabilit luându-se în considerare valoarea celulei 2 a depozitului stabilit la în devizul general aprobat în suma de 39.707.251.051 lei și durata de funcționare a acestuia de 13 ani, cheltuielile cu amortizarea se includ în valoarea tarifului pe perioada în care depozitul este cooperat în gestiune directă și nu se poate încasa redevența.
Sumele privite la această linie în fișa de fundamentare a tarifului vor constitui sursa pentru fondul din care se va putea asigura rambursarea sumelor necesare pentru asigurarea funcționării serviciilor. Cheltuielile cu redevența determinate potrivit prevederilor legale nu este cazul. Cheltuielile cu materiale prime și materiale consumabile și cu piesele de schimb estimate în funcție de consumurile normate și de prețul de achiziție la acestora. Alte cheltuieli materiale includ cheltuieli cu analize pentru determinarea compoziției deșeurilor, campanie de informare și conștientizarea populației, posturile de acoperire a zilele zilnice. Cheltuielile cu munca vise sau în fundamentate de bază liste cu personală aprobată și al nivelului de salarizare stabilit în funcție de normelor de muncă, în raport cu legislația în vigoare și corelat cu principiul eficienței economice. La acestea au mai fost adăugate cheltuielile cu contribuțiile aferente salariilor în conformitate cu legislația în vigoare la momentul determinării tarifului. Menționăm că s-a avut în vedere salariul de economie valabil la data realizării acestui calcul respectiv 1250 de lună, conform reglementărilor legale în vigoare începând cu data de 1 mai 2016. Cheltuielile cu reparațiile au fost luate în calcul la nivelul programat anual cu procent de valoare a utilajului, ce se estimează că vor avea nevoie de reparație, revizii periodice și altele. Taxe, licențe, acreditări, autorizări în suma de 16.500 de lei. Fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestui post închidere, pentru care a fost determinată în cadrul aplicației de finanțare post, mediu, suma de 15.870.286 lei, urmează a fi colectată într-o perioadă de 11 ani, de unde rezultă o sumă anuală de 1.448.753 lei. Și o cotă profit nu s-a determinat. Fundamentarea cheltuielilor aferente activității s-a făcut pe baza consumurilor normate de combustibil la lubrifianți, materii prime și materiale, utilități respectiv energie, apă, gaze în scop tehnologic și a prețurilor acestora în vigoare, a cheltuielor cu munca vie, precum și a celorlalte elemente de cheltuieli necesare a prestării activității respective. Face precizarea că acest tarif nu include cota de profit și cota de dezvoltare, deoarece depozitul va fi operat de serviciu specializat din cadrul Consiliului Județean Bacău, care nu este societate comercială orientată spre profit. Au fost incluse posturile cu închiderea celulei 2 și monetizarea post-închidere aferente perioade de exploatare. Sumele aferente vor fi incluse într-un fond al cărei utilizare se va face în conformitate cu prevederile legale. Având în vedere cele mai sus prezentate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare, depozitare a deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizată prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău. Aici e vorba că Consiliul Județean o preia, celula 2, din, și-au făcut o estimare de cheltuieri și pe tonă ajunge 53,63 lei pe tonă fără TVA. Ne-au asigurat că prețurile nu o să crească la nici la o persoană, nici la juridic, nici la persoane fizice. Altă soluție nu decât asta până câștigă vreun operator. Domnul președinte? Gestionarea chiar temporară a acestor deșeuri, a celulei 2, e normal că implică și cheltuieli. Ca oricare, chiar dacă nu este firmă privată sau firmă, el trebuie să-și facă cel care va gestiona respectiv Consiliul sau societatea care se va înființa în cadrul Consiliului Județean. El va trebui să gestioneze ce cheltuieli vor avea, salariați, mașini, vor avea birotică. De altfel, dacă ați citit atent acolo, birotica de la celula 1 folosită de către primăria Bacău va trece în subordinea Consiliului Județean pentru a folosi cei de la celula 2. Și de asta cred că nu și-au, nefiind societate, nu și-au nici calculat profit. Faptul că în viitor va urma să câștige cineva licitația, fiți sigur că vor trebui să aprobăm alte tarife, pentru că nicio societate nu lucrează. Nu, sunt tarifele care le-am votat noi în legislatura trecută, nu se modifică, le-ați văzut acolo. Orice operator pleacă de la care va urma acum să-l aprobăm. Deci, avizul comisiei este favorabil. Prin membru ADIS, avem
și neavând obiecțiuni pentru gestionarea celului numărul 2 de Consiliul Județean de societate serviciu care se va ființa, de altfel nu va se mai ființa o societate, ci se va ființa un serviciu care se va gestiona celular numărul 2. Aviz favorabil. Da, mulțumesc, domnule. Doar dacă cineva vrea să ia cuvântul, dacă nu, se pune la vot. Cine este pentru? Nu pot trebate, da? Mulțumesc. Dau cu punctul primar, pentru a expune punctul numărul 4. Poate să reagă una de alta. Expuneți din motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea către dreptate pentru activitatea de administrare a celule 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Băcescu. Județul Bacău se află la această dată în etapa finală de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Bacău, finanțat din fondul post-mediu, respectiv desemnarea operatorului pentru instalație de deșeuri. Unul dintre obiectivele proiectului este delegarea gestiunii serviciului de operare a instalatorului de deșeuri municipale la nivel județean, procedură demarată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău în iulie 2014 și care se află în stadiu de evaluare a ofertelor. Instalațiile care fac obiectul acestei proceduri sunt celula 2, a depozitului conform de deșeul Nicolae Bălcescu, stația de sortare Onești, stația de compostare Onești, stația de transfer Berești-Aslău și stația de transfer Găiceana și stația de sortare Mâinești. Procedura de achiziție publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor anterior precizate nu a fost finalizată până la această dată, fiind necesară reevaluarea ofertelor de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Acest fapt ne pune în posibilitatea estimării datei la care operatorul desemnat prin procedura de achiziție publică își va începe activitatea, existând riscul ca la procedura de achiziție publică, momentul închiderii celulei 1, întreg județul Bacău să se afle în situația de a nu avea operațional un depozit conform de deșeuri nepericuloase, în ciuda faptului că celula 2 a depozitului este finalizată și așteaptă să fie operată. Pentru rezolvarea situației mai sus prezentate, soluția identificată a fost gestiunea temporară a activității de depozitare a deșeurilor la celula 2, a depozitului conform de deșeuri de către un operator județean, înființat de către județul Bacău și aflat în subordinea Consiliului Județean Bacău până la încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de către un operator autorizat desemnat prin procedură de achiziție publică de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. În acest sens, Consiliul Județean Bacău a adoptat hotărârea numărul 55/2016 privind înființarea serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al deșeurilor în județul Bacău. În conformitate cu prevederile articolului 12 alineatul 3 din legea numărul 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară în baza unui regulament al serviciului și a unui cai de sarcini aprobate prin hotărâri ale autorității deliberative a unității administrative teritoriale. Astfel, în vederea îndeplinirii condițiilor legale referite mai sus, au fost îndocumentate caietul de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu. Activitatea de administrare a celulei 2 va fi prestată de către serviciul nou înființat, începând cu data epuizării capacității de depozitare a celulei 1. Această dată va fi comunicată în scris de către actual operator al celulei 1, a depozitului Nicolae Bălcescu, cu cel puțin 45 de zile înainte de data epuizării capacității de depozitare a acesteia. Precizăm că nu va face obiectul serviciului administrarea stației de sortare și a stației de compostare. În scopul realizării activității de depozitare a deșeurilor de către Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău, este necesară darea în administrare al celulei 2 a depozitului conform de deșeuri Nicolae Bălcescu, conform prevederilor articolului 25 alineatul 3 din legea numărul 51/2006 și ale articolului 21 din litera F din hotărârea guvernului numărul 745/2007. Sublimăm faptul că darea în administrare va fi doar pentru perioada de timp cuprinsă între momentul epuizării capacității de depozitare a celulei 1 și până la încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un operator autorizat de către Aviz Bacău. Restul bunurilor mobile și imobile necesare desfășurarea activității de depozitare în celula 2 vor fi puse la dispoziția serviciului public pentru aceeași perioadă de timp de către Primăria Municipiului Bacău, care, conform vederilor documentului depozite privind modul de implementare al proiectului, are obligația de a integra bunurile rezultate din proiectul de cofinanțare ISPA în proiectul sistemului
integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Având în vedere cele mai sus prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celor doi adăposturi de deșeuri Nicolae Băcescu. Ca să pentru buna desfășurare a celor doi, trebuie și un caiet de sarcini. Domnule președinte, Comisia de succes a zis favorabil. Toate acestea s-au legat una de alta până... Dau cuvântul, da. Să ne spună numărul 5. Raportul din înțelea proiectului de hotărâre referitor la desemnarea reprezentantului UAT Comuna Buciu în adunarea generală a acționarilor din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău. Doamne și domnule consilier, prezentul proiect de hotărâre a fost inițiat ca urmare a necesității de actualizare a documentului și informațiilor atât de către autoritatea locală, cât și de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău, ca urmare a exercitării unui nou mandat de primar și de consilier local. Astfel, pentru consilierii noului investiți în funcție, voi menționa că în anul 2009, Comuna Buciu a devenit membru fondator la ALADIS, al cărui scop este reprezentarea intereselor unităților administrative teritoriale în domeniul serviciilor comunitare de salubritate. În această calitate, Comuna Buciu și-a desemnat reprezentatul la adunarea generală a acționarilor în persoana primarului, iar acum, pentru că am intrat în activitatea unui nou mandat, am venit cu propunerea ca în conținutul proiectului de hotărâre ca reprezentantul Comunei Buciu să fie din nou primarul comunei. Justific propunerea prin faptul că am cunoștință despre toate aspectele ce țin de calitatea Comunei Buciu de membru de ALADIS. Propunerea se încadrează în prevederea articolului 11, 13, alineatul 1 și 4, articolul 36, alineatul 2, litera D, articolul 36, alineatul 6, litera A, punctul 14 din legea numărul 2015/2001, privind administrația publică locală și statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Față de cele expuse, rog analiza și aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Aici, dacă am reprezentat eu, am considerat că tot eu, dacă aveți alte propuneri, hotărâți să meargă la cineva, nu am nimic împotrivă. Mulțumesc, domnule primar. Sau cuvântul la noastră de vreme. Da, membrii Comisiei Juridice nu au avut alte propuneri pentru a stabili un nou reprezentant, așa că domnul primar va reprezenta Comuna Buciu în continuare ca și până acum. Mulțumesc. Dacă cineva vrea să scrie la cuvânt? Da, domnul Tudor. N-aș vrea să trecem foarte ușor peste acest punct și importanța celor care ne reprezintă în adunarea generală a acționarilor. Dacă vă mai aduceți aminte, înainte de alegerile locale, la alte UAT-uri din județ, în special la Onești, s-a declanșat o adevărată luptă, atât electorală, cât și asta folosindu-se acest lucru. Au fost primari, chiar dacă era temporar ales, cum era Cristea de la Onești, care n-au mai recunoscut ceea ce votase Neghină, a fost o grămadă de treburi. Poziția primarului... Neghină, Lemnaru, ca asta se votează de vreo 4 ani toate înființarea acestei asociații. Ei, poziția primarului nostru, și dacă vă aduceți aminte, și valabil și pentru noi membri al Consiliului Local, a fost cea pe care Consiliul Local a luat-o și a votat-o în legislatura trecută, iar pe noi, poziția pe care a adoptat-o Consiliul Local a fost transmisă și reprezentată cu succes în adunarea generală a acționarilor. Chiar am văzut una din ședințele la televizor, una din ședințele foarte fructuoase, în care inclusiv cel la Moinești, viceprimarul la Moinești, nu mai recunoștea ce a semnat, nu mai vrea să recunoască. Moinești, iar poziția domnului primar a fost tranșantă, fără a se scrie la cuvânt, s-a ridicat din sală și în sală și le-a spus celor care conduceau și care vreau să, într-un fel, saboteze activitatea, că nu mai știu ce au votat, nu mai recunosc, ăștia nu sunt oameni serioși. De aceea, cred că și de data aceasta e bine ca domnul primar să ne reprezinte, pentru că cunoaște de la A la Z toate problemele ADIS, pentru că probleme cu ADIS-ul vor mai fi.
În schimb, aș remarca faptul că, după cum observați, societatea care ridică gunoiul de la noi își face datoria și nu mai găsim gunoaie aruncate pe toate marurile, pe toate căurile și asta. Deci, e un pas spre civilizație. Chiar dacă am mai spus-o și o repet, civilizația costă. Mulțumesc! Bun și eu, dacă cineva vrea să ne spune la cuvânt, dacă nu spunem la voi, cine e pentru, împotriva acțiune, mulțumesc, dau cuvântul de numai pentru a expune punctul numărul 6. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADI. În contextul întregării României în Uniunea Europeană și accesării fondurilor structurale pe care Uniunea le poate oferi, ca o necesitate rezultând din tendințele contemporane de dezvoltare, reglementate sau în curs de reglementare, la nivelul european, național și regional și județean, s-a configurat necesitatea dezvoltării ca în parteneriat a județului Bacău prin înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, pentru sectorul apă și apă uzată. Astfel, prin înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, s-a urmărit reglementarea, înființarea, organizarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare pe rază de competență a unităților administrative teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și sau dezvoltării, după caz, a sistemului de utilități publice aferente, serviciul pe bază strategii de dezvoltare a acestuia, respectiv master planul în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău. Prin adresa asociației numărul 307 din 17.08.2016, ne se aduce la cunoștință că printr-o serie de proiecte derulate în județul Bacău, infrastructura de apă și apă uzată a fost îmbunătățită în ultimii ani, ceea ce contribuie la crearea unor permise corespunzătoare pentru noi investiții în cadrul programului operațional de infrastructură mare 2014-2020. POIM 2014-2020 va avea un impact pozitiv prin continuarea implementării directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman și epurarea apelor uzate, având în vedere necesitatea asigurării furnizării de apă potabilă sigură în mediul rural, unde locuiește circa 50% din populația județului. Conform master planul în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, la nivelul județului Bacău, după finalizarea lucrurilor în derulare, sistemele de canalizare vor fi caracterizate prin 35 de stații de epurare municipale, 119 stații de pompare apă uzată, 940 km de rețea de canalizare. În prezent sunt identificate 54 de aglomerări mai mari de 2000 populație echivalentă. La nivel județean, populația care beneficiază de infrastructură de apă uzată reprezintă circa 49% din locuitorii județului. În cadrul etapei 2014-2020, prin prezentul proiect se vor realiza investițiile necesare, astfel încât în urma acestora, gradul de racordare va fi majorat cu circa 13%. Astfel, după perioada 2014-2020, gradul de acoperire al sistemului de canalizare va fi de 62%. Totodată menționăm faptul că pentru o serie de aglomerări vor fi realizate proiecte finanțate din alte surse, astfel încât termenul de conformare pentru aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalent să poată fi respectat. Astfel, având în vedere cele mai sus expuse, prin adresa anterior referită, Asociația solicită efectuarea unor modificări ale statutului care privesc funcționarea structurilor asociației prin precizarea expresă a unor atribuții ale Consiliului Director în privința politicii de personal, modificarea articolului 23, aliniatul 2, litera D, precum și adăugarea unei atribuții privind întocmirea organigramei, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al personalului asociației, precum și supunerea acestora spre aprobarea adunării generale. Față de cele anterior menționate, supun spre adoptare hotărârea privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIS. Aici este vorba, suntem prinși ca și la ADIS, am fost comuna Pociun, am făcut ADIB-ul și pentru orice modificare a statutului, prețul ce au ei, ne trebuie avizul tuturor, chiar dacă nu mai suntem în delegare de gestiune, cum mi-am dat apa la apa ser. Și avem serviciu propriu. Dar suntem asociați și suntem obligați
prin lege să ne ținem de toate comunele din orașele din județul Bacău. Când se ia o decizie în asociație. Aici e vorba despre modificare, despre organigramă. Avem nevoie de ei, fiindcă când am depus pe 7.2 proiectul canalizării apă, Buciun și canalizare Răcăuți, apă, canalizare Buciun și canalizare Răcăuți, fără avizul de la ei că ce avem voie, domnule președinte, mulțumesc, domnul primar, tot cuvântul domnul Mădoreanu. Datorită faptului că infrastructura de apă și apă uzată a fost îmbunătățită și este un lucru benefic pentru comuna noastră și trebuie să respectăm și noi modificările proiectului, membrii comisiei au aprobat favorabil proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Dacă cineva vrea să facă lucru? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Da. Mulțumesc, dau cuvântul primar pentru a exprima numărul 7, proiectul de hotărâre. Raportul din înțelegerea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea modificării structurii de funcții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Buciu, județul Bacău. Doamne și domnule consilier, proiectul de hotărâre prezentat în această ședință a fost inițiat ca urmare a ocupării funcției contractuale de șofer, treapta 1 de microbuzul școlar de transport elev. După cum știți deja, prin ultima hotărâre adoptată de Consiliul Local Buciu, în funcția la care am făcut referire, se regăsea în statutul de funcție ca fiind funcție contractuală vacantă. Urmarea promovării concursului de recrutare, care a avut loc în perioada de 15-17 august, funcția publică se transformă din vacantă în ocupată, astfel încât în coloana 2, poziția 22, s-a înscris numele și prenumele persoane care au luat concursul Alexandru Daniel Ionel. În conformitate cu prevederea regulamentului de ocupare a funcțiilor contractuale, încadrarea personalului trebuie făcută prin actul administrativ al autorității publice, respectiv dispoziția primarului și implicit armonizarea statului de funcție și a organigramei la realitatea constatată. De asemenea, am propus prin proiectul de hotărâre transformarea funcției contractuale de referent treapta 2 cu atribuții de prevenire și strângerea incendiilor în funcție contractuală de consilier gradul 1, având ca argument faptul că atributurile care urmează a fi inserate în fișa postului sunt complexe, în sensul că persoana care urmează să ocupe acest post trebuie să aibă un nivel adecvat de pregătire, atât pe linie protecție și strângere incendiilor, cât și pentru exercitarea funcției de șef serviciu voluntar. Mai menționez că există urgență în ocuparea acestei funcții contractuale, întrucât problemele s-au înmulțit, există documente obligatorii care trebuie întocmite, iar controlele în domeniu au stabilit ca măsură angajarea unei persoane care să aducă la îndeplinire sarcinile prin domeniul situației de urgență. Față de cele menționate, rog analizați și aprobați proiectul de hotărâre. Aici e vorba despre să angajăm un om. Până acum s-a ocupat viceprimarul, Mihalache, Maricela, Vândar Maricela și nu suntem niciodată cu documentația pusă și cer foarte multe documentație și este necesar angajarea unui lucru. Și am modificat să vină unul cu costuri superioare. Domnul președinte, mulțumesc. În speranța că va fi o persoană competentă și, bineînțeles, cu pregătirea adecvată, membrii comisiei au fost de acord cu proiectul de hotărâre. Dacă cineva vrea să ia cuvântul? Dacă nu, spune la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Acum am ajuns la cuvântul diverse. Dacă cineva să-mi scrie la cuvânt. Dacă să-mi scrie la cuvânt. Probleme. Dacă sunt legate de lucrurile. Nu sunt de clar ședința. Nu sunt de clar ședința.